De peste 3 săptămâni, spitalul CFR Viting din Capital a intrat în rândul spitalelor suport COVID-19 spre nemulțumirea medicilor. Mi s-au desfințat toate secțiile, tot blocul operator, ATI-ul nu funcționează, nu avem medic infecționist, nu avem medic epidemiolog, farmacistul care trebuia să dea medicamentele nu are autorizație că e nou angajat, iar circuitele nu sunt autorizate de DSP. Și primim pacienți zi de zi. Avem un practic internat zi de zi, un număr de 40 de pacienți pe zi, pentru că pe măsură ce unii se externează, alții vin în loc. În aceste condiții, personalul medical face tot ceea ce poate pentru pacienți. Funcționăm în felul următor. Medicii interniști, în mod eroic, tratează pacienții de specialitate infecțioasă, iar pacienții care se pot degrada, deja s-au degradat vreo 3 bolnavi de COVID, care trebuiau tratați ca la ATI, nu? Că de-aia suntem suport. Au fost transferați cu smurtul în alte spitale suport. Problemele, zic medicii, s-ar remedia dacă autoritățile au luat măsurile necesare cât mai repede. Se întrerupă imediat și urgent orice transfer, orice internare a unui bolnav în acest spital, pentru că toți sunt într-o nesiguranță completă, după aceea să nebulizăm spitalul, iar după aceea, deci liniștiți, să vedem dacă putem sau nu să îndeplinim condițiile de suport COVID.